Asta știi că clac, de asta știu ce să dau. Ne-am pregătit mult pentru tine, dacă nu apreciezi. Ba da, apreciez, uite. Îmi pare foarte rău. Rău. Ba nu, apreciez, serios, foarte mișto aici. Dacă se așează și Căluțul după ce a băut 4 pahare de vin, 6 beri și 2 romuri și zice că e ok. Cine e Căluțul? Căluțul, omul nostru de la Sunet. Aha, bă, a băut mai mult decât am băut noi înainte de interviu. El a înțeles care e ideea interviului. Trebuie să bem înainte, da? Da. Și cum Dan și Chelie nu beau, a zis el, băieți, rezolvi eu treaba aia. Mă ocup eu. Da, mă ocup eu, da, pe treaba. Căluțul, mă auzi? Da, perfect. Gata. Te vorba, bine, te aude de 4 ori. E la 7.1 acum, nu-i fac ceva. Bă, să știi că la vin, ce văd că mi-ai pus și vin. Stai, mă, în bucătărie. Scuze, am uitat, zic, e închiriat. Și mai zic că nu stă pe durata interviului aici. Da. Iartă-mă, Sorin. Ai portofelul la tine? Da. Îmi dai 50 de lei când pleci. Pentru femeia de serviciu? Nu, mi-a mărit chiria când a avut. Că fiind eu? Da. Da. Mută. Păbule? Dar știu foarte bine, clar că nu știi. Mută, dracu, o piesă. Ah, ok. Nu neagră, că sunt ale mele. Asta este logo, îți place? E făcut de mine. Bă, bravo. Nu bă, bravo, da, bravo. N-ai ochelari, mamă, să mor eu de ce. Tu ai zis-o din inimă. Ție ți-a plăcut logo și ai zis, bă, bravo, frumos logo. Da, asta da, 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 da. Da, bravo. Da, bravo. O dimineață ploioasă de septembrie, undeva în localitatea... Unde te-ai născut tu? București. O dimineață ploioasă de septembrie, ora 7 dimineața, București. Apare pe lume... Sorin. Da, nu, tu ce, în septembrie ești? În martie. În martie. Dar poate a plouat, nu știu. Plouă și în martie, plouă oricând, nu e ca și cum da, acum... Stai. Hai să termin asta, să-l fac cum trebuie. București. O dimineață ploioasă de martie, în care parcă Dumnezeu se supărase pe lume și nu mai contenea cu stropii. Curgeau strașinile capotopul. La maternitatea de la spitalul, de la spital, deschide ochișorii pe lume micul Soce. Sorry. Dacă râdem ca proștii, nu iese nimic. Da. Ok, mă spus, n-am vrut. Iese greu după o naștere care durează mult pentru că nu iese greu, cu că era, mâinile nu în greu, poziție. Că... N-ai ieșit așa? Nu, că e al patrulea. Mi-mi speră că tu așa te-ai născut în poziția asta. Așa, așa. Asta e de bază. Iese și la prima palmă peste fund zice, ce zici tu cel mai des la emisiune la tine când te enervezi în bucătărie? În jur. De viață. Băi, vreau să încep prin a spune că îți sunt foarte recunoscător. Unul la mână că ai acceptat invitația și doi la mână pentru un lucru foarte important. Îți mulțumesc încă o dată și acum și public pentru faptul că ai acceptat să îngătești la nuntă și ai făcut într-un plăcere. Mare fel. Da. Mă bucur. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să faci treaba asta și mă simt dator față de tine că așa îmi place mie să fac și eu ceva pentru tine, că înseamnă mult pentru mine faptul că ai acceptat să îngătești la nuntă și nu te gândi că mă refer aici la faptul că ai titulatura de șef sau nu, n-are nicio legătură. Faptul că te știu un om ocupat, un om care își împarte timpul între familie, hobby-uri sau pasiuni și meserie și știu că ți-am răpit din timp să vii acolo atâtea zile, să stai, să facem lucrurile cum... Cu drag am făcut-o. Și atunci sunt dator și... Cu toate că l-ai sunat înainte pe Dumitrescu, știu, da, e ok. L-am sunat pe Dumitrescu, dar era mult mai ieftin decât tine și am zis că dacă tot e nunta asta pe care o fac după 20 de ani, să iau ceva scump, nenorocitule, care ești. Mi-aduc aminte și acum, și fără factură. Păi nu, că dacă nu te-ai îngrop acum, nu te mai îngrop niciodată. Asta să pune la montaj? Da. Nu, mi-a tăiat factură. Băi, aș vrea să fac și eu pentru tine ce ai făcut tu și aș vrea să-ți fac un moment de stand-up comedy uluitor de jumătate de oră, o oră, cât vrei tu, la următorul
moment important în viața ta, la fel cum a fost de importantă pentru mine nunta și seara aia magică. Așa că... Îți dai seama că mi-ar plăcea? Da, da, numai dar că... Dar pe aceeași bani. Nu e problemă, ți-l fac gratis. Problema că m-am gândit cam ce moment important care se compare cu nunta mea ar urma în viața ta. Și am luat-o așa, mi-am luat aici. Dacă iese viața unui om așa, bă, te naști, da? Corect. Ai avut botez, ai tăi s-au bucurat, ți-au făcut botezul. Urmează majoratul, cu presupun că ți-ai făcut petrecere la 18 ani. Am făcut, da. Ai avut nunta. Da. Vin copiii, întâi băiatul, apoi fata, ai făcut corect botezul pentru ei. Nunta de 25 de ani ai făcut-o? Da, am făcut-o. N-ai făcut-o, da, deci nu mai e niciun caz. Și următorul moment important din viața ta ar fi... Că nunta copiilor, mă gândesc, nu? Nu? Vorbesc de viața ta. Nu cred! M-am gândit dacă îți fac un stand-up când ești în sicriu și... Ar fi tare, mă jur. Adică eu sunt convins că vei muri înaintea mea și dacă... Bă, da, ca timpul ne va da o palmă aia, dar... Da, n-avem ce să fac. Aș vrea să fac un stand-up când ești... Indiferent că lumea va plânge și va fi așa, aș face un moment de stand-up. Ar fi tare rău. Putem să avem înțelegerea asta? Da. Gata. Mersi. Bă, deci nu am... Tare deci rău. Pe calea vieții nu încăzesc un moment la fel de important cum a fost nunta pentru mine. Ok. Nunta copilul, da, e un moment important pentru tine că vei participa acolo, dar vorbesc de tine. Deci momentul tău important, următorul, e când mori. Adevărat. Așa este. Am fost cu nevastă-mă la tine, la stand-up. Da. A fost tare. I-a plăcut. Foarte tare. Nu o să o dezamăgești nici când o să fii tu mort. Atunci așa rămâne. Bun. Gata, asta e mișto. Și întorcându-mă la discuție, băi, vreau să te întreb dacă ai poze și dacă știi de la ai tăi povești de la botezul tău. Luându-o așa, să vedem ce ți s-a întâmplat în viață în momentele importante. Botezul. Ai venit pe lume, ești al patrulea copil, ultimul dintre frați. Ok. Și unde s-a întâmplat botezul, ți-au zis? Bă, nu. Cred că mama nu mai ține minte. La 90 de ani ai și tu dreptate, nu, cred că am întrebat-o dinainte. Ce țin minte de la mama, în momentul în care era foarte supărată pe mine, s-a întâmplat destul de des, îmi spunea așa, nu știu dacă... Bă, și ai mei sunt de lângă Craiova. Uh-huh. Da? De la Unirea, Risipiți, cum îmi spunea atunci, îmi spunea așa, mai bine te făceam un căcal lângă un gar să te mănânce câinii. De ce? Aia era vorba ei. Nu știu unde au învățat-o. La țară acolo, știu eu. Dar e ciudat, că presupun că dintre toți frații tăi tu ai ajuns cel mai bine. Da. Și da, acum n-ar fi momentul să duci la mai câta să zici? Nu, mă, asta era atunci când eram mic. Mama acum e mândră, săracă. A, adică am înțeles. Crezi că îți mai ziceși acum mare când nu, te mai duci pe la aia. Un căcat trebuia să te fac, Sorine. Nu, asta. Când făceam prostii când eram mic, făceam o grămadă de tâmpenii. Atunci era toată chestia asta. Ai poze cu tine de la botez? Adică poza, uite, eu sunt ăsta la botez. Nu cred. Ia. Eu în curul gol, pe spate scrie Bogdanel. Păi și n-am ochelari, de ce n-ai zis mă că trebuie să-mi iau? Bogdanel scrie, ți-am zis, Bogdanel nu te mai chinui. La botez. Așa scrie. Da, mă, păi asta e poza, ți-am descris-o. Ce tare. Da. Era în curul gol. Da, uite mă și aici, care crezi că sunt eu? Ia, lasă-mă să văd. Te rog. Zi care sunt eu, nimerește-mă. Sunt doar băieți aici? Nu, bă, numai aici așa, că vede și Irina Voinea și a fost colega mea de clasă, pe bune, nu se poate. Cine este Irina Voinea? Colega de la grădiniță. Am înțeles. Deci eu cred că ești primul din stânga. Da, cred că primul din stânga sunt iadă să văd. Da, eu sunt, dar tu vezi ce față de amărât aveam? Bă, te uiți? Deci cum aveai pantaloni și burtica aveai de atunci. Și astea-s de la Costinești. Ia, de când? Acum mare. Hai că eu mănânc între timp. Că... Cât ține aveai aici, Bobo? Vorbesc serios. Eram mare, mă, nu vezi? Așa, dacă ai, cât ține aveai? Nu știu, aveam hemoroizi deja. Nu e ca școli. Hai, mă, vorbesc serios, cât ține aveai? Nu știu, măi, pe la vamă, la început, nu știu, 20 puțin. N-aveai aici 20 de ani, tu, mă. Ba, da. Hai, mă, nu cred. Vorbesc serios, 20 de ani? Cum să ai părul ăsta la 20 de ani? Eu ți-am arătat așa mai mult la mișto. Și ca să vezi că, uite, mama a ținut cont, pentru că eu am fost primul și m-a născut mai greu. A, da? N-am știam. Frate, mi-a fost al doilea și aici mai ușor. A păstrat poza din, de fapt, fila din calendar. Când m-am născut eu. Vorbesc serios? Da. Această, 14? Da, are 40 de ani bucata asta de... Da. De hârtie? Da, și era calendarul ăsta cu pionierii, cu nu știu ce pe perete și a păstrat-o. Foarte mișto.
Bun, următorul moment în viața ta important pe care vreau să-l tratez cu tot respectul este majoratul. Ai 18 ani și decizi să faci petrecerea. Unde s-a întâmplat și cine a fost acolo? Bă, fii atent. De 18 ani, normal, în apartament, la etajul 6, atunci da? Trebuia să spui în tot blocul că faci bairam ca să... Să-i anunți pe aia, să nu deranjezi. Da. Și trebuia să chem și pe ăla de sub, și pe ăla de deasupra, și pe ăla de în stânga, și pe ăla de în dreapta. Adică chemai jumătate bloc. Din obligație mai mult. Normal, ca să știi, să nu fie balamuc, să nu sune la miliție. 18 ani lucram atunci în restaurant, am primit cadou o cutie de șuncă Loen. Ia-o pe asta, știi de asta? Loen? Da. Era așa, deci era o șuncă Praga. O știu pe aia. La o cutie foarte mare așa, avea vreo 2-3 kg, 4 kg, nu știu. Da. Da, așa. Atât de lată, atât de mare, o desfăceai cu o cheiță de aia, cum desfaci conservele, așa. Da. Gândește-te, anii 88. Adică... Asta ai primit tu la majorat? De la restaurant, de la șeful bucătar. Și de la prietenii care au venit la majorat? Nu mă țin minte, să spun sincer. Ce mi-aduc aminte este că a doua zi când am făcut curat, de peste, bă, de sub toate paturile și ce aveam noi pe casă pe acolo, scutam semișuri și șuncă. Dar tu îți dai seama cât de sărac erai dacă tu nu mai ții minte cadourile făcute de colegi, dar ai ținut minte șunca aia? Sunt de acord cu tine. Adică tu când ai vânșun că ai zis exact ce-mi doream. Bă, da. Vorbesc serios. Da, adică mă gândesc, 88, destul 88. De nu, greu. Nu, vorbesc serios. Adică prindeam o bucată de cașcaval și o rădeam până la dracii să scot cât mai multe semișuri. Dar ce lucrai la 18 ani în restaurant? Ajutor de bucătar. Curățat cartofi, chestii. Da, 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 asta, maioneză. Unde, la ce restaurant? La restaurantul Minion. Minion. Undeva Calea Victoriei și strada care dă în Piața Amzei. Uh-huh. Hai gând, stătea bine el așa, cu cramă, frumos. Aveam 1550 de lei salariu pe lună. Față de un salariu de 2000-3000. Da, da. Erai da. Bine la 18 ani. Eram bine, da. Mergeam la liceu, la seral. Și după nunta, nu te întreb cum ai cunoscut-o pe soție, când ai făcut nunta? Păi am cunoscut-o prin parpă nevasta, m-a agățat în Iore. Erai genul ăsta, cu parpalacul ăla, parcă te văd băgat în tufișuri, te atingeai acolo jos singur și la un moment dat o femeie a zis, o fi câine sau o fi om? Și tu ai zis, zi, om, bă, îl iau acasă. Nu, a zis, e câine, îl iau acasă. Și ai stat sub masă, te-ai lins pe o perioadă și până la urmă ești, sunt om. Sunt om până la urmă, trebuie să fac și eu ce face oamenii. Da, da, da. Așa am cunoscut-o, la prima întâlnire știu că i-am dus un trandafir roșu. Și de atunci, de câte ori sper că nu l-ai scos. Știi bancul cu trandafir roșu? Nu. Se duce la proctolog? Se duce un domn la proctolog? Bă, și... să spună nevastă mea. Ascultă-mă, mă, e un banc. Ai, bine, și ajunge la proctolog și zice, proctolog, bun, control de prostată, dați jos pantalonii, să o bag un deget, să bagă degetul, intră ușor, așa, mai insistă puțin. Și intră toată mâna. Am dat și acolo zice, o, am dat de ceva. Și zice, da, da, da. Când scoate un fir de trandafir la care la capră cu stătea a zis, pentru dumneavoastră, domnul doctor. O atenție cu a avut o surpriză. Dacă scotea un cartuș de ketchup, o cutie de nes. Și un pachet de cafea și după aceea zic, mai căutați mai în fund, că am și lichior. Mă, cazura mai adânc. Cred că curcanul s-a digerat. Da, ce bună e asta. Bun. Deci ai dat un trandafir, dar presupun că din mână. Da, și de atunci ai duc de ziua ai mereu trandafir roșii. Frumos, foarte frumos. Și când se întâmplă nunta? Câți ani aveți? Bă, 24 eu și 23 nevastă mea. Mm-hmm. Și cum a fost nunta? Unde ați Nu vrei să știi. Mm. Asta bine, e tare de tot. Dacă n-aș vrea să știu, atunci nu te-aș fi întrebat. Dar nu mi-a plăcut vorba. Nu vrei să știi cu toate că vreau să știu. Dar acum mai băgai și bine că am și băut puțin. Și eram, bă, poate chiar nu vreau să știu, să mă rău. Deci, mă rog, noi mândri așa. Da. Fii atât mândri noi. Frate, mi-e la al doilea, pe la Dorobanți, pe acolo, așa, pe la hotel, pe la Dorobanți, nu, întâi, cu tare. Adică, frate, era un fel de fante sau ce vrei să zici? Nu, dar ca idee spun. Pe la Riviera, celălalt ăsta dinaintea mea. A, unde făcuseră ei nunta. Unde făcuseră ei nunta. Tu ai fost ultimul care ai făcut nunta dintre ei. Da, mă, da. Ok. Îți dai seama. Mhm. Și
la cantină la RATB. Acolo ai făcut nu, nunta? La ITB. Acolo la ai ITB. Făcut nunta? La cantină la ITB, frate. Pe ce criterii ați ales localul? Acolo a oprit. Acolo a oprit tramvaiul și a zis. A mai ești în seara asta? Sună-i pe toți să vină. Iată vina la mână. Păi, ce criteriu ai ales asta? Am fost la nuntă la un prieten, de-al meu, care am făcut liceu împreună, suntem prieteni și acum adorul. Am făcut nunta acolo. Mie mi-a plăcut foarte mult. Plăcut. Mâncarea și cum era aranjată. Bă, nu ziceai că e cantină. Vorbesc foarte serios. A, era amenajat ca bă, un da, salon de nuntă. Da, știi, când zici cantină, mă gândesc. Am stat și în internat. Păi, asta a fost ideea. Că de aici am plecat. Okay. Și merg la ala, la nuntă, normal, cu nevastă mea. Nu, ne-a plăcut, îți dai seama. Zic, bă, aranjată bine, lucrăm și un restaurant. Zic, era ce trebuie pentru mine. Da. Și ce vedeam eu așa. Prețurile ok, că l-am întrebat și eu că eram tovară și zic, bă, cât e meniu, cât e alea, cât e alea, că era pe sărăcie. Și zic, ok, gata. Mă duc acasă, am găsit local, am vorbit și cu tantia, uite, noi la restaurant, ca și era pe 95, eram tot 94, da, eram da. La fel ca și în 89. Adică nu oarecum, era... că trecuseră 5 ani de la Revoluție și mai nu... găsai niște lucruri, le mai puteai să faci un meniu să le pui pe masă, da, niște nu, chestii. Nu, dar ca și gândire. Da, am înțeles, da. Eram la da, fel, încă nu, se schimbase nimic. Era Petre Roman în continuare și Iliescu. Da? Păi, na, păi și nu au mai fost și după? Au fost în continuare. Asta zic. Și zic, ok, mănânc acasă, bam, 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 am aranjat noi nunțile, s-au văzut părinții, cum era pe vremea aia, știi? Mergem în vizită, pac, pac, la cuschi, la socri, da. La astea, la astea. Zic, gata. Am găsit localul unde facem nunta. Unde? La cantină la ITB. Ce ai socră tu? Sau oh, exact era... omul meu. Nu, nu, socră meu n-avea nicio treabă. Mama. Aoleu. La cantină. Cum să faci la cantină? Cum ne facem de râs? Păi cum să faci la cantină? Ce e la cantină? Ăla a făcut la Riviera, l-a făcut la Dorobanții, l-a făcut la Manșiune. Cum să faci tu la cantină? La ITB. Uite, mamă, uite cum să faci aia așa. Mama săraca a intrat în panică. Zic, mamă, e bine, e cu tare. Am stabilit noi data. Zic, uite, așa, noiembrie facem... 12 am făcut. Nu mai știu exact, dar noiembrie. Mută. Așa, și vin mesenii. Bă, deci fii atent. Nu! Nu, mă, era să nu mai fac scot din căcatul ăsta cu data. Bravo, n-am... E pe 12, mă, pe vereghetă scrie 12. Dacă ai zis și vereghetă, eu merg pe mâna ta, că tu știi ce vorbești exact. Eu așa zic. Da. Asta, eu așa zic, asta țin minte. Deci a fost nunta. Ai făcut-o frumos, s-a cântat, bă, s-a dansat, s-a ai cântat, scos banii? S-a dansat, știi cum e la țară, la noi? Eu crescut la Giurgeni. Da. Tot timpul întrebai după orice nuntă, cât a scos? Am scos bani, mi-am luat daci. Nu cred, mă, păi era 70.000, dar nu, în 95 deja se schimbaseră banii. Da, ce e, 1300. Oricum erau mulți bani. Nu, mă, cred că am 5.000 de lei. Bă, nu contează faptul că ai putut să-ți iei o mașină. Mi-am luat mașină, bă, de toți banii. Păi ești nebun. Cu geamul frumurii. Și acum una crem cu geamul frumurii și am pus numele Didina la mașină. E foarte bine, mă. Adică ți-au rămas niște bani. Didina? Da, de unde nu mă întrebați? Nu te-am întrebat cum ai ales cantina, dar apoi Didina. Cred spun că iar maică ta a avut de ce se face părul iar acum. Da. Da, nu vreau să intru. Didina, bă, frate, la mașină. Didina. Cum să-i spui la mașină? Și ai dat talpă? Și dă-i nene cu Didina. Acă-l vedeai cu părul mare, cum era avea. Și ce-i nevastă. Nu, că asta prinde și 70, ținte bine. Deci... N-am văzut așa mașină proastă în viața mea. N-am băgat în viața ei cald. Am ajuns pe la Vălenii de Munte. N-am băgat cald, ai zis? Niciodată. Băi, cu păturile pe picioare, mă jur. De ce nu i-ai montat, mă? Cum a montat tata în Sâjiu? Aveam un Dacia Roșie în Sâjiu, nu avea numele. I-a montat un calorifer acolo. De unde, bă, calorifer? Nu știu, mă, dar trebuia să descurci. Ai cuvântul meu de onoare, am ajuns la Vălenii de Munte, ninja afară, cum se cheamă, cu păturile pe picioare. Și după aia am lucrat la Nanjing, la, nu știu dacă mai există restaurantul, la chinezesc, la Minerva, la hotel, și am plecat într-o seară, apropo de Dacia Vieții. Cu nudel și ea în buzunare? Nu, mă. Cu furnicile în copac, în căciulă, unde le ascundeai? Nu făceam de-astea pe vremea. Da, mă, da, glumesc.
aveam trei femei în spate de la vase, eu, prietenul ăsta meu, Doru Cununta, mașina când o porneam, trebuia să sar, îi deschideam mai întâi capota, da. Trăgeam capota, o ridicam, când o porneam se bloca accelerația și urla, făceam... Și trebuia să sar repede de mașină, să dau de accelerație un pic, pe cuvântul meu, mă jur. Și ne-am oprit la piața Galați, că pe acolo veneam. Echipa, bă, da, erau, cred că vreo 4-5 mașini de poliție, nu știu ce căutau, habar n-am, ne-am oprit pe noi, nu mergeam un far, nu mergeam un stop, pe la numere, nu mai știu și ce. Și mi l-ai zis să fiți bucurești că a frânat. Geamuri fumorii, m-a cerut, ai băut, n-am băut, că eram copil, lumea. Și zice, gata, ok, hai, dați-i drumul. Am suit în mașină, nu pornea mașina. 4 milițieni mă împingeau, nu dacă cred, știau ăia că sunt înăuntru, 3 așa mari și cu bagaje de pe la vase, tot ce sunt de mâncare pentru da. Porci. La mine în portbagaj, dracu mă lua. Am scăpat acolo. Împins, a pornit. M-am împins și am plecat. Am scăpat. Da, povești. După nuntă, Sorin, vin copiii și botezul la copii. Da. Fiul tău are 18 ani, nu? Bă, că ești mare pericol acum. Că ți-am pus nebunul. Deci, vorbim de fiul tău, are 20 de ani și deja e mare. Mai bun. Și are fiul tot 22 de ani, face 23, 24 face anul viitor. Și fiul tot la 80 de ani acum, că presupun că e internat la Ana Azdan. La Bagdad Zara. Bă, deci băiatul e mai mare, fata e mai mică. Da, fiul are acum 25 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Și fiul meu 18. Cu ce noroc a venit fiecare în viața ta? Pentru că am uitat să spun... Dar ești primul meu invitat la podcast pentru că am tot studiat toată treaba și mi se pare că viețile noastre seamănă foarte tare. De la mariaj, de gătura cu iubita și așa mai departe, până la copii, băiatul e mai mare decât fata, așa, băiat și exact fată. La tine. Până la faptul că ne-am întâlnit de foarte multe ori la mesele de poker în all-in, față în față, tu cu doi juvi, eu cu doi juvi. Da, bă, exact. Fiind toți deci patru în... Exact, asta mi s-a părut senzație. Da, dar până acolo o să vezi că mai avem puncte comune. Wow. Dar revin la asta cu cei doi copii. Ai mei au venit fiecare cu... Octav s-a născut pe 10 ianuarie 2010 și începe la Sfierbințiu. Wow. Da, și Maria se naște pe 3 septembrie și undeva la finalul septembrie am semnat contractul pentru Sunt Celebru Scoate-mă de aici și am plecat în Africa, unde recunosc că am și muncit mult, am și făcut niște bănuți. A fost fiecare copil a venit cu norocul lui. Asta vreau să întreb. Cu ce au venit copiii? Ce noroc au avut? Păi, fiul meu s-a născut pe 1 august. Da. Na, 1995. Bă, nu contează cu ceva. Ceva s-a întâmplat în viața dacă l-ai adus acasă și când l-ai privit prima oară și ai văzut că ai un om acolo. Da. Nu e ca și cum erai pregătit pentru asta, absolut că știu deloc. Și eu cum mi s-a întâmplat. Absolut deloc. Te uiți și nu-ți vine să crezi că... Pampers. Știi că nu existau Pampers pe vremea aia? Și cum făceai? A, scutece. Și spălai la scutece, le schimbai și... tu? Da, și eu le schimbam. Nu le spălam, dar le schimbam. Mi se pare că oricum... Asta e norocul meu. Mie mi se pare în felul următor că există așa... poveștile cu apocalipsa, da? Că te arde, că te nu știu cum. Există mai rău. Ceaunele alea mari de zmoală în care râde dracu că nu știu ce. Te și există căcatul acolo de copil din scutec care ăla când desfaci scutecul și a făcut pasta aia minunată, bă, de Doamne ferește. Este de Doamne ferește. Și te gândești așa dacă trebuie să-l iubești. Că e mic și neajutorat și trebuie să-i schimbi asta, dar ești pe genul, dar de ce facem asta? Și după aia vezi ce dai să mănânce, că păsatul ăla ce-i dai. Da, nu, deci fii atent, copiii mei au crescut așa, nevast, adică mai țineți mintele, eu glumesc întotdeauna cu ei acum, vorbesc foarte serios. Tu știi că pe la țară mesteca în gură și după aia le băga la copii în gură. Da, Mihai, în fine, dar îți povestesc eu după interviu. Cine era aici? Da. Mama lui m-a adunat de la... Nici nu mesteca repede. Îi plăcea gustul. Zi, mă, la țară? Deci, așa era. Am crescut și eu pe la țară. Da. Și mesteca și dădea din guriță, da, mesteca da, de acasă. Așa, da, da. Mesteca un pic și mi-i dădea și lui la copil. Asta ar fi închisoare pe viața acum, în perioada de COVID. Da, cu siguranță. Dacă ai merge la restaurant cu copilul să vezi, îți dai gură, te ia, te împușcă, te execută. Clar. Așa, și? Ei, și le făcea nevastă, mai rog, după ce așa... Bă, fiecare bucățică de carne lua și tăia mărunt, 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 așa.
Și acum știi ce le fac? Știi ce le zic, nu? Nu. Că le măstricam în gură și le dădeam? Mamă, bă, și ce zic copiii? Știi cum face lumea? Scârboas! Scârboas! Aoleo! Scârboas! Scârboas! Cum să faci așa ceva? Dar ai zis asta lui fiul tău când a venit cu gagică ta la masă după ce ai băut par. Tată! Erai tu mic! Hei, mai Simona, stai puțin! Îi mestecam și îi băgam în gură. Mânca de rupea! Și zicea... Și mai mestecam și câteodată mai și înghițăm și... Doamne, bă, ferește! Bă, nu i-am zis asta. Nu, să nu-i zici. Nu-i zic asta, că și așa, fiime zice bătrâne. Păi, na. Bă, sunt, na. Păr alb, ai... Am. Ești bătrân sunt până bătrân, la urmă. Recunosc. Serios, sunt bătrân și mi-aduc aminte, apropo de asta, na. Fac anul ăsta 51 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Mi-aduc aminte că urcam în lift. E foarte bine la 51 de ani că ți-aduce aminte. Zi, mai departe. Da, bă, bun. Bine să ajung ca frate meu ca să întrebe. Ce, bă, nu știu dacă mi-am luat lecitina azi. Zic că am uitat. Da, deci are nevoie, da. Da, tata Dumnezeu să-l odihnească, a avut Alzheimer. E o problemă, știi? Da, știu că e o boală foarte urâtă. Foarte urâtă, foarte grea. Și urcam în lift și eram atât de bidit. Știi că eu am fost foarte mic în liceu? Da? Nu știu. Scund, adică. Bă, pitic, scund, înțeles, foarte da. Scund, așa, bă, foarte... Mai era unul mai mic ca mine, Lupulescu. Și acum țin minte, la 14 ani în liceu, era încă unul mai mic ca mine. Mai scund. Am înțeles. Eram foarte... Deci tu erai pitic și era și Lupulescu care săra cu vai mama lui. Bă, ăla era mai mic ca mine. Am înțeles. Rău. Eu, noroc, am mai crescut în armată. Și mă rugam, abia așteptam să mă văd și un oglinda din lift. Mă jur... Aveai asta cu... Aveam asta, da. Zic, bă, aștept, ajungeam la etajul 6 să apăs, dar zic, bă, abia aștept să ajung și eu să mă văd în lift. În lift, în oglindă. În oglindă. Am ajuns acum să mă văd în oglindă, în lift și nu mai îmi place. Nu, ai ajuns acum să te vezi la Antena 1 într-o emisiune care se bate cot da, la cot cu Las Fierbințiu și umpli ratingul da, de luni până miercuri. E adevărat, dar păi, vorbeam de vârstă, asta e frumos. Păi da, dar vezi, uite, de unde ți-ai pus un target ăsta, să te vezi în oglinda liftului, ai ajuns să te vezi acum top. În oglinda televizorului, cumva. Adevărat. Îmi notasem niște lucruri apropo de moarte și vreau să te întreb cum vezi asta. După moartea ta, ai vrea să fii îngropat, ai vrea să fii incinerat? Știi că mă tot gândesc eu, de exemplu, dacă aș fi îngropat cu toate că n-aș vrea, am zis să mă îngroape cu un telefon care să aibă semnal și baterie de aia să țină cum ținea Nokia banană. 69 sau 6210. Da, nu știu, să fiu eu sigur că nu mă trezesc în alea 3 zile și să n-am pe cine să sun. Să știi că n-am problema asta. Nu te-ai gândit? Nu, absolut. M-am zis așa, zic, bă, frate, când o să mor, o să mor, ce mai contează restul? Corect. Adică, ok, te gândești înainte să mor, copii, nevastă, copii, familie, habar n-am, nepoți, ce-or fi pe acolo, dar tu mori. Știi că... Adică, ce să mai faci? Ai murit și gata. La hinduși exista un ritual pe timpuri în care dacă mureai, erai incinerat și trebuia să fie incinerată și soția, văduva. Mi se pare cum ea plânge. A murit, nu știu ce. Și de ce plângi? Că pare rău de el. Pii și deci urcă de păruc, nu mai o da, am plâns și cu noi. Băi, deci, eu am zis așa, adică a, știi că asta nu exista varianta la copiii hinduși să discute și taică-tu a murit, da, și maică-ta... A, deci n-aveau problema asta. Ești bolnav. Și mama a murit. Chiar dacă era tânără, da, a murit da, că a murit să... Da. Nu exista varianta care dintre părinții tăi trăiește. A, nu exista. Nu! Nu, da. Eu am zis așa, bobo. A, da? Nu, invers nu era. Dacă murea ea, soțul nu era... A, lui. Da? Da. Deci bărbatul era... Și mai era o tradiție, nu la hinduși, în altă zonă, în care... mortul era pus la fumat și bucăți din el le purtau la gât afumat așa, din când în gâșeam deci ca vider bătrân. Nu, da, mai vorbea de bunicul. Și... Uite, bă, ne aduc aminte și acum. Uite. Nu mai știu, ori bunicul, ori șunca de porc de Maramure și... Bă, miros pe bunicul și mi se face o poftă de o pălincă. Dă-mi foame! Și dacă o afum tare, poți să-l sugi. Da. Știi, la bere. Bine, la Giurgeniu scam peștele și trăgeai de el așa la bere. Ai mâncat pește ușcat. Să-l ai pe bunicul și să tragi din el așa la o bere. Mai bun, fă-i un pic așa. Da, îți aduce aminte de el.
Ce un bunic. Bun era, ce bun a fost bunicul. Da, da. Bă, ce am, m-am făcut în seara căcat. Deci, am tras din bunicul de... Băi, a zis că pe mine trebuie să mă arde. Vorbesc serios. Da, asta vrei. Ce, da, vorbesc serios. Bă, nene, la aceea mă puneți în ceva pe acolo, mă țineți bine, nu la revedere, pa. Adică, bă, bune, dă groapă, du-te de fiecare, la 7 zile, la 7 zile, la 8 zile, la 14 zile, la 6 luni, la 3 luni, la 2 luni. Da, mă, știu ce zici, dar și mie mi se par horror asta. Adică, pentru ce? Da, știu. Ai murit, la revedere, pa. Aie. Ce să faci? Bun. Am atins subiectul ăsta. Aveam, poate mai mănânc, vrea, da, cum să nu. Vreau să te întreb dacă te consideri un diletant sau dacă ai întâlnit diletanți care să te fie agresat vreodată în viață cu comportamentul lor sau nu. Și acum chiar, îmi cer scuze, asta chiar nu o să apară la montaj, am văzut din privire că nu știu ce înseamnă diletant. Eu mă așteptam să-mi trimis și mie pe, da, pe SMS ce înseamnă diletant. Da, păi gata. Că acum am idee, dar nu-s convins și nu vreau ce, să ce crezi că e diletant? Diletant, diletant. E ăsta care... Hai, nu, că mă fac dracu de căcat, zi. Zi, mă, că... Zi, nu că tu o bași, lasă frâșela. Am nevoie de ajutor! Bă, dacă o mânca el... Nu, ai văzut... Băi, ai întâlnit vreodată diletanți? Bă, s-ar putea să greșesc, nu mai știu. Persoană care manifestă preocupări într-un domeniu al artei, al științei sau al tehnicii, da, fără a avea pregătirea profesională corespunzătoare. Ah, bravo, da. Aici, asta mi-e și din... În arta actorului cu sine însuși, scria acolo ăsta că diletantismul înseamnă aplicat pe teatru actorul care astăzi joacă într-o piesă, okay, și face rolul într-un fel și a doua zi când joacă face rolul altfel. Nu mai ține minte cum era ieri, știi? Așa. Dar asta e definiția cea mai bună. Și s-am spus acum. Iar eu consider despre mine că sunt un diletant în tot ceea ce fac. Adică n-am studii de actorie și cu toate, okay, astea am reușit. Nu m-am pregătit acerb să dau la fishing, la spinning, la pescuit, dar am învățat singur și o fac, okay, așa. Adică ești autodidact până la urmă. Oarecum, știi? Dar sunt diletant, recunosc. Câte școli ai de bucătărie? Adică ce ai făcut? Una singură. Una singură. Ce? Da, eu am făcut liceul economic. Da? Cum era pe vremea aia, care asta te învăța să gătești și după care am învățat singur. Exact cum ai făcut și tu. Păi atunci cred că nu e o rușine. Adică să recunoști. Adică sunt și o diletantă în ale bucătăriei? Ești... Da, pentru că nu pot să spun că ai o pregătire. Nu am vreo... Te-a învățat viața, scoar, pentru că te, da, duci pe, da, vapor, da, gătești acolo și faci. Ești la 18 ani, gătești la restaurant Mignon sau cum îi spunea. De la 16 gătești, da. Da, și eu stand-up-ul nu m-am dus și am făcut o școală pentru asta. L-am învățat singur. Nu e o rușine, nu ți-am spus-o cu, da, în, da, da, sensul, nu, Doamne ferește, dar... Și am văzut un moment care m-a impresionat foarte tare când a fost fiica ta la șef la cuțite, uh-huh, și a gătit lava cake. Și povestea era foarte frumos că tu ai învățat-o. După cum știi că suntem prieteni foarte buni și eu gătesc acasă. Și, da, știu. Așa, m-a impresionat că... Ceea ce n-ai văzut tu, și presupun că ai văzut după la montaj, ea a spus un lucru foarte frumos, că a zis că te iubește foarte mult și că e foarte bucuroasă că acum ești lângă ei, pentru că momentele în care tu ai fost plecat pe vapor au fost foarte grele și că e foarte bucuroasă că mami a fost atât de puternică încât să facă fața acelor timpuri și că acum e foarte fericită că tu ești acasă și că ești tot timpul lângă ei și că te iubește foarte mult. Și vreau să întreb de momentele alea în care erai plecat pe vas, când știai că ai 2 copii acasă, cum sunt, și iar aici să fac o paralelă, ținând cont că și eu am fost, am tot spus povestea asta, în care umblând cu turnee prin țară și așa mai departe, am adus aminte de momentul în care am ajuns acasă și punându-mă pe fotoliu, am văzut-o pe Maria mergând în picioare și am întrebat-o pe nevastă mea de când merge Maria în picioare. Da. Nu era mai mișto că râdeam. Da, știu că era mai mișto. Vreau să întreb de perioada asta, după, bă, când erai pe vas și cum ai făcut față la toată treaba. Are legătură cu treaba cu diletantul, ca să, da, înțelegi, da, știu, că nu ți-am pus-o... Am înțeles de unde vine și, da, nu mă fără să vorbesc despre asta. A fost o perioadă grea. Sincer, a fost o perioadă grea, e nasol. Ești plecat de acasă 8-9 luni de zile. Ce să zic, aveam și eu poze pe la acolo, nu, nici nu mai zic cum am plecat, cum am ajuns, cât de greu a fost. Cum aveai poze?
poze de acasă. Da. Le agățam și eu pe acolo, pe unde puteam. Pe ca lângă, soldatul. Lipeam. Exact ca soldatul, știi? Este greu. Ce să zic? Hai că fiul era cumva, nu mai știu câți ani avea, 4-5 ani când am plecat, când am plecat prin 89, nu, sunt pe 99. 99, prin, 99 primul contract. Aveai seri în care te durea carnea pe tine de dorul lor? Bă, nu, plângeai. Păi nu, mă gândesc. Serios, plângeai. Dracu, dacă te punea dracu să-mi bei și un șpriț. Era nasol. Doamne ferește. Indiferent că era înconjurat de prieteni, da, sau legătură, pe care ți-i făceai, nu, acolo, nu mai conta. Era aceeași poveste, că majoritatea erau ca mine. Știi? Nici nu puteai să ziceai cu ea pe jos. De unde? Vă not? Erai pe barcă, nu aveai unde să te duci. Nu aveai unde să te duci. Pe PUBG, dacă ți-ai apăsat pe Space, poți să te ridici și nu-ți intra în plămâni, pe joc. Pe joc? Da. Nu, aici nu ai nicio șansă. Și... pe joc? Și și păi, stai jocul PUBG, de genul, da, ăsta. PlayerUnknown, nu, da. N-are legătură. Deci când beai, atunci te lovea. Bă, da, atunci era cel mai grav, știi? Și mă feream să mai beau vreun șpriț. Și nu-ți venea, mă, să le scuip în piure? Bă, nu. Nu, că nu era problema lor. Adică ce vin da, aveau ei săraci. Tău, era problema mea. Nu vrei să știi primul meu contract, că am ajuns pe ăla, au zis că îmi dau $750 pe lună. În 99. Plecat la o companie cipriotă. Și erau bani mulți, nu știu, nu dau seama. Bă, era când zici bine, sub $1,000, mi se era pare bine. Că... $750 pe lună era bine. Cât din ei jucai la casino pe vas? Nu exista casino pe vas. Nu aveai? Și ai repede de bătrân voie, pe... N-aveai voie să tu la casino. Nici pe part, la Princes, unde erau șmecheri. N-aveai ce a, să deci cauți tu acolo. Deci ăștia care lucrau pe vapor n-aveau... Doamne, nu, n-aveai nicio treabă. Nu aveai voie să mergi în zona lor. Ce... Doar dacă munceai. Am înțeles. Și mi-au dat €450 pe lună. Ăsta euro. Dolari. Nu exista euro. 450. Ieșeam și căram bagaje. În turnaround, în momentul în care se schimbau pasagerii, ieșeam și căram bagaje. Eu ca bucătar. Stăteam la coadă, îmi venea rândul, luam pasagerul cu bagaje, cu două valize și aia. Da. Și luam și duceam la cabină, zic, uite pe aici, uite pe aici, uite, stai patul ăsta, ăsta, ca să mai dai și mie un bounce de la cipriot. Da, momente grele, Bobo. Da. Momente grele, e greu. Alegă, știi foarte bine, e greu să pleci. Știu, știu, păi de-asta spun că cunosc foarte bine ce... Prin am ajuns ce acasă, s-a născut fii mea, am făcut botezul și am plecat. M-am întors la fel, mare. Adică... Da, da. Vezi, până la urmă, uitându-mă la fieta și în ochii când spunea ce spunea, mi-am dat seama că sacrificiile alea sau compromisurile pe care le-ai făcut de-a lungul vieții tale nu au fost în zadar. În momentul în care vezi un copil care spune că îl iubesc pe tata și că mă bucur că e lângă mine, nici nu știu dacă îți mai trebuie altceva. E adevărat, așa este. Și am văzut asta și cu fiul tău, că îl sprijini în ceea ce face. Am văzut filmulețul cu el în mașină și așa mai departe. Și se citea pe fața ta o fericire enormă. Nici nu era o fericire că te dă el cu mașina așa, era o chestie, ochii te trădau altceva. Da, te trădau o altă fericire și o altă împlinire pe care, până la urmă, nu poate să o aducă nici televiziunea, nici celebritatea, nimic, copiii pot să o aducă. E adevărat, așa este. Pentru că, până la urmă, într-un final, totul se rezumă la un singur tablou, din punctul meu de vedere. Tu cu nevastă ta, ținându-vă de mână, undeva cu picioarele în nisip, pe malul unei mări, oricare ar fi aia, în care vă uitați la cer și la lună, nu mai știți cine sunteți, că sunteți atât de bătrâni precum maică ta. Da, adevărat. Dar înăuntru vostru e o fericire, pentru că știți foarte bine că în spatele vostru au rămas copiii ăștia, care au declarat încă de mici că vă iubesc. Așa este. E adevărat. Și cred că mai poți să spui odată că a sunat atât de bine? Nu, că o să dau dacă e pe reluare. Hai bine. Ne-a luat și cu vinul ăsta. Da, de foarte mișto. Un pahar. Da. Așa este, adică sunt sentimente, cum să zic eu, foarte amestecate. Vorbesc serios. A, sunt frumoase. Cred că viața foarte fără sentimentele astea ar fi așa, ca un adevărat, fel de... Adevărat, nici tu ce ar însemna, de fapt. Viața fără sentimente. Băi, eu mă bucur că de câte ori ne-am întâlnit, nu te-am văzut niciodată supărat. Și mi se pare că ești un om care se bucură de fiecare moment al vieții lui.
fără să forțeze lucrurile. Și sunt foarte puțini oameni pe care știu așa ca tine. Wow. Da. Sună foarte mișto cum i-a spui. Da, pentru că de fiecare dată când ne-am întâlnit, de fiecare dată ai râs, ai zâmbit, de fiecare dată ai avut o glumă la tine. Când ne-am întâlnit pe baltă și ploua și nu-ți mergea barca și te-am tractat eu cu barca mea și ai terminat. Când ne-am întâlnit pe barcă la 60 de grade, când ne fierbeau picioarele pe aia și am băut un rom cald. Adică de fiecare dată ai avut o poantă și frate, tu la fel mi-a plăcut de el când ne-am întâlnit atunci și era cu poante la el. De asta spun că pentru cei care nu te cunosc, și știu doar din, de la ecran, uite că s-a oprit și focul, ca să vezi cât de frumos am vorbit, dacă Neto a zis, hei, eu mă duc. Ce, n-am, ce să caut pe aici? Da, nu, eu mă duc, că dau înapoi și o ia de unde trebuia, că am plătit și la Net, am plătit până când arde la al patrulea buștean. Stai mă, că am, uite, stai că îți dau logo. Mai pune-l o dată. Logo. Da, bravo. Hai, citi bine acum, hai, citi bine. Bravo, mă! Da, deci nu glumesc. Chiar mi se pare că ești un om care are o energie aparte. Și bravo ție. Bobo, mulțumesc. Știi că, da, de ce? Că tu ești la fel. Da! Adică eu de câte ori te-am întâlnit și ne-am întâlnit, ho-ho-ho, de atâta ori vorba aia că suntem prieteni, la fel ai fost. Bă, mi-aduc aminte de momentele astea pentru că de foarte multe ori am și vorbit amândoi în șoaptă, retrăgându-ne față de alții, ca doi proști. Adică, da, noi eram băgați în ceva deja și... tu crezi că e ok? Da, prea târziu, suntem aici. Adică am avut asta. Am avut asta, da. Sorin, am un prieten, Mircea, îl cheamă și care are Wine Ambassador-ul. El se ocupă de platoul ăsta în care pune niște queso, niște nici măcar chorizo. Nu e de la tine? Nu, nu, e o dulceață, prespun de ceva, în care se bagă cu brânză și avem un vin în fiecare emisiune. Okay. Și în seara asta pentru tine am luat un Muga și ca să-l prezint, este un vin spaniol și trebuia să fac o prezentare la el. Hai. Și prezentarea, nu eu, tu-l știi pe Găbie, partenerul meu de Găbie. La LRS, da, eu dau la pescuit cu Gabi Udilă și Gabi, fiind pasionat de vinuri și în general de cele spaniole, a zis, i-am dat descrierea pe care o prinsem de la Mircea și am zis, bă, nu, zi-mi ceva frumos. Și mi-a scris o descriere și cunoscându-l vreau să o citesc așa cum mi-a scris-o el. Mă, pentru că n-are rost să-mi însușesc eu să zic că e a mea. Bine, pentru că tu-l știi pe Găbie și l-auzi aici vorbind. A, și știi atât de multe despre vinuri? Bă, foarte multe. Hai, deci urmărește, intră pe Facebook-ul lui să vezi ce scrie acolo despre vinuri în general. Serios? Da, ce spune despre ce bem noi aici? Bine, pentru că și vin? Îți spun și vin pentru că sunt convins că după ce o să citesc despre Muga, măcar un milion jumate tot la și tu, Chitră, care ești când pleci. Unde? La mine. Vrei să mă să las la femeia de servicii? Aia asta al milion. Ok, bine. Las. Da. Așa. Mă gândeam eu că mi-ai banii pe vin, dar zic că aia stai, ce să faci? Să nu uit când pleci, logo-ul de pe ecran să-l iei cu tine, ăsta e cadoul meu. Da, ți-am dat logo-ul. Deci logo-ul e la tine acum, ai drepturile pe el. Cum a zis prima oară? Bă? Bă, bravo. Bă, bravo. Fii atent. Bă, bravo. Da, descrierea lui Găbie la vin e așa. Da. Beau destul mult vinuri din sudul Italiei, bune, monumentale, fruct cât cuprinde. Dar am momente când îmi zic, bă, las-o dracu mai ușor cu fructul permis, că altul era conceptul. Încearcă și altfel de stil de vinificare. Asta dacă vrei să progresezi în domeniul vinurilor. Mă mut vreo 3 grade mai în nord și vreo 14 mai în vestul Europei, adică fix la Rioja, cea mai cunoscută regiune viticolă a Spaniei. Aici musai să aleg Muega Reserva Selección Especial 2015. Special. Un cupaj realizat din Tempranillo, care este soiul cel mai cultivat al Spaniei, un grenaj sau garnacea, cel mai versatil și indispensabil soi al marilor cupaje, plus ceva Carigan și Graciano, responsabile cu injecția de gerovital pentru îmbătrânire frumoasă. Deschis sticla. O las vreo 2 ore așa în frigider, timp în care mă învârt pe lângă ea, precum câinele de tomberon pe lângă un os de vacă îngropat în rondul cu panseluțe. Torn în pahar și amușinez. Mă bucur enorm că am scăpat de blancul olfactiv cauzat de COVID. În afară de soave arome de fructe sălbatice, disting foarte clar mirosul unui trabuc de tărie medie și de pădure după ploaia de vară. Iau prima înghițitură. Wow, ce mi-ai făcut tu, Mircio? Catifelat și fin ca pielea de blondă. Foarte echilibrat. Beți-l și o să mă pomeniți de ziua bărbatului. Postscriptum. Din punctul meu de vedere, s-ar potrivi cu un hamburger de berbecuț, cu chifle făcute în casă, precum tubulara de 19 pe prezoanele de matiz. Adică nicio treabă.
Nu, că eu cred că tubulara de 12 se potrivește pe prizoana de Matiz. Nu știu, știi, că asta zici. Eu e din Craiova. Da? Da. A, deci știi cum Matiz. Deci asta bem. Cu berbecuțul, da, cred că merge foarte mișto, dar mie cred că ăsta funcționează foarte bine cu un stiu de ăla de berbecuț. Băi, eu în general vinul roșu cred că funcționează foarte mult cu femeie dezbrăcată. Nu mai dau noroc cu tine, cum ai certat. Hai că avem pahare de alea scumpe, vinul scump. Eu la vin roșu... Și nu dăm noroc. Nu. Ca bulă. Abia am reușit să evităm iceberg-ul. Da. Da, știu, știu. Mat. Care mat, mă? Rocada. Hai că știi, vezi că ai mers cu autobuzul? Rocada, 26, Craiovița. Craiovița nouă. Da. Păi Craiovița nouă era 26, Rocada, cu asta mergeam. Băi, despre pescuit n-am vorbit foarte mult. Ne unește și o pasiune comună, pescuitul la spinning, da. Adică la pescuit la pește răpitor. Ne place să bărâneim pe acolo delta, să stăm ca tâmpiți, să nu prinde nimic. Iar tu ești și genul ăla care nu credeam, frate, să-l văd. Băi, deci jur, ești ăla care dacă dai, tu dai în barcă cu campioni mondiali, okay, ăia nu prind nimic, tu prinzi un căcat de biban și toată ziua se transformă într-o de-asta. Cine a prins, băi? Bota! Ei, nu-i normal! Și ăia sunt disperați, schimba alea și sunt pe genul... Tot morți, mă! Băi, nimic. Așa! Băi, ai pișat, da, băi, arău de tot. Știi cum e? Cu norocul prostului. A, de asta? Da, păi știi cum e. S-a explicat tot dintr-un stat. Așa este. Ai, nu, serios acum. Merg pe la Bicaz și dăm la Clan. N-am dat în viața mea. Știi cum i-am zis tot concursul? Avat. La Clan. Clan. Da. Asta e mișto, păi, mă, dacă știi eu că tot am dat treabă. La Avat și la Clan. Și ziceam, bă, da, Avat, bă, nu prind și eu unul, nu prind și eu unul. Râdea Boanță, campion mondial. Are... Tu știi că eu la început, la concursuri, când participam, au zis că n-avem voie cu telefon. Și având grupul, e aia înjurare. Da, și, bă, da, eu mă uit, da, pe, da, telefon, mă, frate. Da, da, da. Rareș, nu, domne, că el fiind, bă, să nu te prind. Și eu de pe telefon și vorbeam și întrebam un alt coleg. Ai prins? Da. Unde? Și el zicea, pe Dunuleapca. Așa și? Și eu întrebam, la ce? La ce? Ce? Și scria așa, RX5200. Și mă întreba Rareș, și ia zi, mă. Și eram așa, noi unde suntem? Și el zicea, pe Isaac. Ăștia nu sunt pe Isaac. Dar pe unde sunt? Și eram... Nu... Pe Dunuleapca. Pe Dunuleapca a prins. Și el zicea, pe Dunuleapca? Da. Și făcea, la ce dau? Și ziceam, dau la ceva cu... 5200. Și nici o treabă n-aveam, mă. Eu nici acum nu știu. Nici eu nu le știu după denumiri, deci, da. Deci unde este... imposibil și mie mi se pare imposibil. Tu l-ai învățat, că te-am auzit când stăteai cu ai tăi nu de vorbă. Nu, man, că... băi, n-am învățat, a, învățat câteva învățat. Care îmi plac. Cum știi tu Linksul de la German, a, de la, da, frații Berti, da? Da, da, Links, cu Berti, cu Linksul, da. Cu Linksul, că aia îmi place, da, mie. Cum îmi place și mie un anumit tip de Dorado, cum dau cu anumite, e, îmi place irlandeza toată. Irlandeza, că aia e lingurița. Da. Bă, frate, dacă începe ăștia cu toate denumirile și cu toată, și eu trebuie să zic, cum arată, mă, frate? Cum arată? Bă, vezi că e albastru, spatele portocaliu. Zi, mă, frate, așa. Ce-mi dai denumirea asta? Crezi că o țin vreodată minte? Mi-am niciodată. Făcut, mi-am făcut cutie cu segmente și mi-am pus aici și am notat cu marcă 1,5 adâncime. Da, încet. 4,2 adâncime. Da, tot. Și am luat cutia și am băgat-o în geantă. Și când am făcut așa cutia și am băgat-o în geantă, și am zis... Și am zis, dă-le, mă, că le iau la ochi. Deci când am desfăcut-o, a, încă o repriză. Bă, dar știi cum era trecut? Tot la milimetru, la tot. E care, când cu vuna, o se duce, dracii l-a luat. N-am reușit nimic. În băieții ăștia, Bobo, au dus chestia asta cu pescuitul și concursurile astea. De într-o zonă în care... Da, este, Doamne, ferește, frate. Da, am văzut. Așa, pare serios. Foarte serios. Eu merg la pescuit, că merg cu tine, că da, merg, bă, cu da, băieții. Da, bă, da, mi-e place să merg la pescuit, la lebă, dar să am și un masaj, să am și o piscină, da, să mănânc ceva bun și două, da, trei, da, ori, da, să bărănăim pe acolo. Exact. Am stat și noi și până la te pus mai rău, adică nu asta e problema. Dar pescuitul mi se pare că trebuie să fie, bă, frate, să râd, să beau un șpriț, să beau un rom. Păi asta nu-mi plăcea mie la competiție, că... dădeam cu
antrenorul lotului național Curareș, da, Boierilu. Da, Curareș, știu că n-am luat de la el. Și eu începusem pescuit. Erau 45 de grade, da, pe barcă, 60 le simțeai. Normal. Noi ne dam după o știucă care trăsese acum 3 zile în locul ăla. Că știa și eu. Și v-am văzut pe tine, pe Hrișcă și încă 4 bărci undeva unite și ați făcut și asta, mă. Da. Ați ridicat barul. Arara, bobo! Da. Și eu dădeam, că nu puteam să mă opresc că la dădea și că zic... Că te certa. Da, și zic, Rareș. Și a zis, ce? Uite la aia. Și a zis, ce cu ei? Da. Și a zis, sau? Și a zis, Rareș, în manșă? Mamă, în nos, am vrut să sar, să zic, să mă tem, mă duc, dracu, de manșă. Mamă, și am zis lângă voi, bere rece, eram... Prins. N-aveți voie, vă ia poliția! Poliția peștilor vă închide, nimic, erați... Da, bă. Eu așa văd pescuitul. Am adică, înțeles. Okay. Ceva de plăcere. Bă, da, mi se pare normal, Bobo. Dacă ai prinde peștișorul de aur, cu toate că știm cu un ex, da, să zicem, că prinzi peștișorul de aur. Și ți-ar zice, bă, îți pot îndeplini 3 dorințe pentru Bobo. Pentru Bobo? Da, dar tu îl prinzi. Okay. Ce dorințe ai alege tu? Pentru mine, dacă ar trebui să se întâmple treaba mamă, asta. Mamă, ce-mi faci acum? Uite că la asta nu mă gândeam. Ideea e să nu lăsăm să moară, că dacă stă foarte mult pe uscat, fără aer... Păi știi și eu. De suflet, da. E dacă de e gaur, trăiește, îl dă-l în căcat. Mai trei dorințe, știi? Pentru gras. Una, părul lung, părul lung, îți dă el niște de-astea. Ba, să fie frumos, deștept și modest. Asta ai zis tu, o dorință. Nu, asta ești. Aici peștișorul îi se rezolve cu mine. Bă, peștișorule, una la mână. Frumos, deștept și modest. Arcela. Auzi, mă, Bonta, dar nu suși tu că mi-ai zis trei într-un an. Cerci căcaturi de-astea cu mine. Crezi că ține vrăjeala. Nu, dar ai rezolvat-o, știi? Bă, nu știu. Eu zic așa, adică... Să fii sănătos. Apar n-am, nu știu, am început ca bătrânii, dar nu știu da, ce să zic. Da, chiar ca bătrânii asta cu sănătatea. Să mă rog. Hai să fii sănătos, tata. Bine, mă. Să ai câteva milioane în bancă. Bun, bun. Dar să știi că asta au câteva, mă deranjează. Zi o sumă, nu fi... Bine, măcar 80 de milioane în bancă. Îți dea Dumnezeu sănătate și mai cadrone că te-ai gândit exact. Eu mă dusesem la 65, dacă ai zis 80, 80, 80, tu din 80. Momentul ăsta pentru mine, eu nu mai fac podcast cu nimeni. Aoleu, deci doar cum ai cu zis mine. Tu 80... Dă-mi voie, te rog frumos. Deci 80, no. ești omul meu, 80. Vreau mă. Și puțină brânză. Bă, băiați, auzi, mă? Bă, și aici era cifra vreau mea. Vreau și puțină brânză. Și puțină brânzică frățioare. Deci 80, mă. Și zi a doua, că dacă te duci, ia să văd dacă mă nimerești cu a doua. Asta să te ajute Dumnezeu să ajungi pe la vreun 24. Bă, lasă-l pe Dumnezeu că ești cu peștișorul. S-ar putea peștișorul să zică, a vrei Dumnezeu? Du-te la Dumnezeu, prinde-l pe el cu... 24. Ce 24? 24 de centimetri. Doamne no, ajută. Păi, țin cont că am 12, mai trebuie un om. A zis ce peștișorul s-a rezolvat. Simeon! Ia dezbracă-te și fă docking. Știi? Eu sunt circumcis, dacă era necircumcis, face docking. Gata mai, 24. Păi stai mă și cu Simeon ceva, trebuie să-l iei acasă. Lasă așa a zis Bontea. Nu e ca și cum lipsea un centimetru. Știi că pe jur ai zis, bă, a vrut 24, are 23, e mai punem un centimetru și nici nu se vede. Da? Se simte. O rezolvăm din copci. Nu, a chemat încă un om și ăla gras, și ăla vai mama lui, care nu știe de ce a ajuns acolo. Bă, dorința lui Bonta a fost să vă uniți tu cu Bobo să aibă și el 24. Da, da, da. Bun, deci a doua s-a rezolvat. O, da, a rezolvat-o și pe a doua. Mm-hmm. Și a treia... să-ți faci, să-și facă postul lui de televiziune. Eu? Da. Și adică sârbul... Să-l facă peștișorul, nu eu. Mă rog, peștișorul să-ți-l facă. Adică să ție. Mă cheme să zică... Bobo, ăsta e al tău. Nu, no, să ajung să zică mașină de aia de golf. Știi? Da. A venit boss! Să mă urci să alea, să zic un Nicol Kidman. Nu mai arunca chestiul acela pe jos, că nu e alu măta aici. Să e Nicol Watt, English. Don't throw up the kishtok, it's not in your bă, mother. Eu am văzut că ai tatuaje cu Stan și Bran. Scuze, am leșinat pe engleză. Da, ești foc și tu. Îl am doar pe, pe Bran. Pe Bran? Da, pe Oliver Hardy. Doar pe Bran? Oliver Hardy. Oliver Han? L-am înțeles ce ai zis.
Oliver Mao Tse-Dun, Han Han. Hai că e bine. N-am înțeles ce ai zis. Dar abia de acum începe podcastul ăsta care v-a citat până acum orice fraier putea să vadă. De acum încolo începe. Deci, Oliver Han, care era... Han, Bran. Oliver, știu că îl chema Oliver. Harney. Exact. Harney de visor. Hardy, măi! Îți spune public, la 3, să spune publicul. 1, 2, 3. Hardy! Hardy, Oliver Hardy. Cu D sau cu N? Deci în momentul ăsta m-am dorit să mă duc să-l șterg. Da, mă, glumesc. Da, mă, da, glumesc. Da, zi. Ai deci văzut am văzut că ai chestia, da, da, da. Eu l-am pe unul din trei, Mihai l-are pe al doilea. Pe celălalt, ăla mai slab. Nici nu mai... Nici nu mai contează, că dacă iar vorbim, intrăm în Andre, nu mai știi care e aia, care e. Nu, le combin prea tare. Da. Zii tu, ce ai vrut să zici cu asta? Că ai văzut că am tatuajele astea. Mm-hmm. E clar că îți place foarte mult chestia asta și de moment ce ți-ai făcut tatuajul ăla. Da. Ata vei. Acum am dat seama. Tu nu aveai nimic să zici. Tu ai vrut să zici asta. Bă, am văzut că ai tatuaje și... Și acum, îmi plac. Nu, mă, nu. E clar că îți place foarte chestia asta de comedie. Da. E clar. Îi consider niște oameni care au pus cărămizile de bază ale comediei. Și așa este, nu? Da, erau, da. Și eu la Stan și Bran. Și eu dacă mă uit acum la Stan și Bran, râd. Că e mișto. Da, e. Și apropo de asta, zic să... Habar n-am. Vreți să... Da? Nu, mă, nu. Niște picioare în gard. Da. Bobo să fie... Ce, tu ești ăla dorințe? Da. Nu cred. Da. Bă, te-a luat tare vinul. Păi ai zis trei. Ai zis una dintre ele. Că să fie sănătos, bătrânească. Am luat-o pe aia, am pus-o. Uh-huh. După aia ai pus-o pe a doua și ai zis că încă 12 cm, să fac 24. Ți-am zis eu că încă 12. Okay. Pentru că na... Și a treia a fost asta cu studioul de televiziune. Nu, televiziune, nu studio. Televiziune. Da, nene. Ok. Hai că ce pro, ce antenă. Și 80 de milioane. Ai dat patru dorințe. Scoate aia cu sănătatea. Nu. Ceva, ia, scoate aia cu sănătatea că la 80 de milioane. Fac eu grijă. Ai tu grijă, te rezolv. Nu, aia am și zis că am început ca bătrânii cu sănătatea. Nu, o scoatem, las cu 80 de milioane. 80 de milioane. Televiziunea mea. Și 24. 24. Bravo, 2. Mă înscriu. Pe bună. De nu fac o televiziune de sârboa greșită. Acum o să-i filmez doar în ochi. Deci o să filmez doar ochiul de la om. Nici nu știi cine e. Nici nu dau nume cine face emisiunea. Dau grob plan direct. Băi. Unde am ajuns? Acum o să te lovesc o chestie la care nu vreau să te grăbești. Ok. Fian. Spune-mi care este cel mai mare regret al vieții tale? Bă, nu știu dacă pot să-i spun că e regret, dar mi-ar fi plăcut să fac ceva în viață. Mi-ar fi plăcut să cânt sau să știu să cânt la instrumente muzicale. Ce stai mai regret? Da. În mod normal, întrebarea urmărea un fapt, un moment, un ceva făcut de tine pe care le regreți acum că l-ai făcut. Nu regret nimic. Da? Vorbesc serios, pe cuvânt. E sigur? Da. Pe cuvânt. Adică, n-am. A fost un moment în care puteam să nu mai fiu buchetar la un moment dat. S-a întâmplat să fiu în continuare. Am ajuns unde am ajuns, deci regret n-are cum să fie. Dar mi-ar fi plăcut să cânt. Îmi place foarte mult muzica. Toate că ascult tot felul de genuri muzicale, dar mi-ar fi plăcut să cânt. Serios, nu știu de ce. Îmi place muzica, îmi place să cânt. Băi, fiar. Ia zi, bă. Am zis cu cel mai mare regret, s-a dus? Bă, da, n-am, să știi, serios, n-am regrete. Pe cuvântul meu, dacă am regret, n-am. Nu am. Urmează o serie de întrebări și o serie de rubrici din cadrul emisiunii. Sorin, avem niște rubrici cu tine și o să bag jingle-urile, că n-am avut timp, fiind prima emisiune, n-am putut să facem jingle-urile. Și atunci rămâi serios. Părerea expertului. Sorin. Da. Castraveți în oțet sau castraveți în sare? În sare. Maioneză în salată de băuf sau nu? Da. Maioneză în salată de vinete sau nu? Nu. Cartofi prăjiți la tuci sau la tigaie? Tuci.
sos beșamel făcut cum trebuie sau Gheorghe Hagi? Trebuie să alegi una dintre ele ca să terminăm emisiunea. Zi. Beșamel sau Hagi? Să supără râșele pe mine. Eu sunt bucătar. Bine, paste carbonara sau scorpions? Scorpions. Bun, asta a fost. Următoarea rubrică. Bă. Nu mă trebuie că stă în jingle. Proba contratimp. Se aude asta. Se aude pe jingle. Ai luat ceva tare. T-ai pus tu aici. Eu știu, dar pe jingle a fost aiurea. Adică mai bine mâncai ceva mai moale. Ok. Avem o probă contratimp. Avem două joculețe. Ăsta e unul, ăla e altul. Trage-l și tu mai aproape. Okay. Pe lângă șac. La șac s-a văzut Clara. Clar, treaba. Ești artist, da. S-a văzut Clara. Eu și Kasparov. Eu cred că tu ai făcut cu policloniade. Cu? Policloniade. Nu, n-am făcut, nu. Sigur? Da, nu. Avem două joculețe pe care trebuie să rezolvi contratimp. O să dau drumul la cronometru. Am aici un ceas. O să dau drumul la cronometru imediat. Tu trebuie să-mi spui care dintre ele, pe care dintre ele vrei să le joci. Asta. Ce lângă mine. Ăla? Da. E sigur? Da. Păi nu l-ai pus aici să-l joc eu. Bun. Desfă-l. După ce l-ai desfăcut, îmi zici start și eu dau drumul la cronometru. Ce să desfac? Desfă jocul. Cum adică să-l desfac? Ah, gata. Stai mă că nu văd ce e în el, mă. Ce ai? Îmi spui când să-i dau drumul. Trebuie să separ piesele alea două. Îi dau drumul? Bă, nu contează timpul. Trebuie să o rezolvi. Nu contează. E un... Am așa ceva în contract? Ce mă? Nu mă, e un challenge pe care dau fiecărui invitat. Bă, nu știu, am așa ceva în contract? La ce te referi? L-a făcut jocuri de-astea? Da, da, nu. Rândul 3. Ăla mic scris așa? Așa că... A, ăla scris eu la mic. 3, 2, 1, start. Te rog frumos. Nu vorbi, să... rezolvă, i-am dat drumul la cronometru. Stai mă, de ce n-am voie să vorbesc? Vorbește, dar rezolvă. Era vorba dacă... Îl sun un prieten. Nu. N-am voie. Vrei să suni un prieten? Da. Pe cine? Pe Mihai. E aici, nu știe nici mie. Gata? Bravo! 20-01. Băi, că stăteai de vorbă. Adi, adu ăla. Vezi că stăteai de vorbă. 20 atunci. Ați fost martor că a fost un pic mai devreme? Te trec la mijloc. Bontate, te trec la mijloc, de la tine începe treaba. Nu la mijloc, primul de sus, că nu o să mă întreacă nimeni. Nu, nu știu dacă o să fii primul. Bobo, nu o să mă întreacă nimeni. Bontea. Cât ai avut? Bă, mai 20 puțin de... de secunde. Da. Poți să bagi la loc jocul? Hai, crezi că mai miese? Nu, mă, să-l pui în cutie. Aha. Și acum o să iau și tensiunea, să vedem ce tensiune ai față de timp. Asta e din partea emisiunii, cum sunt pentru bătrâni în corturile alea. Oferim o consultație gratis. Pă bune? Da. Ești gata? Da. Start. Nu te mișca și nu vorbi. Ai... 13 cu 5, nu știu cât ai de obicei. 5? Da. Da, nu e bine. Aici-s păreri. 13? Ai 13 cu 5, tensiune. Poți să mai iei o dată? Nu, ai 13 cu 5, ești bine. Păi bă, mi-ai dat vin roșu, bă, de-aia. Bă, nu contează, eu am 13 bă, cu 7. Vinul... A, da? Da, normal. A, păi suntem acolo, ai tensiune ce? Foarte bună, da. A, ok. La tensiune... A venit și musca? E de-aia de caca. Dă-mi... E bună asta. Dă-mi la înapoi că nu e cadou cum ar veni. Te apreciez foarte mult. Mulțumesc. Și cred că emisiunea asta va avea succes și aș vrea să rămân și cu bani la final. O să-ți dau un marker cu albastru cadou? Și vreau să semnez, nu, vreau să semnez pe masă oriunde să-mi lași autograful tău să înțeleagă, că sunt mulți care semnează chestii care, nu știu, pare că e Maradona. Să-mi lași, să se vadă că ai semnat tu pe masă și că ai fost unde aici. Unde am mâncat, aici semnez. Unde vrei tu. Deci zona asta o mai acoperi cu mâncare? Nu contează, poți să pui oriunde vrei nu, tu, mă chiar interesează. Dacă acoperi. Da, păi o să mai mâncăm, da. Ah, bine, atunci o pun aici. Aici stau invitații tăi? Da, acolo. Dă-i! Dă-i! Da, mă, da. N-ai văzut în viața ta autograf așa frumos? Ah, da. Bă, mulțumim foarte mult și ai și un cadou de la Wine Ambassador, exact ce îți place ție. Wow, mulțumesc mult de tot.
poți să scoți să vezi că e chiar ce-ți place ție, rom. Da, rom. Și trebuie să te anunț cu durere în suflet, atât pentru tine cât și pentru mine, că suntem consumatori de rom, că da? S-a oprit producția la el. Nu cred. Da, așa că eu zic că de colecție și poți să-l folosești ori la divorț, ori la mormântare. Păi stai așa. La divorț poți să-l folosești tu, la mormântare poți să-l folosesc eu. Nu, mă, cu prima ocazie, când ne vom întâlni iarăși, o să-l bem împreună. Job done, mersi.